Salutare tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă arăt puțin orașul meu cuantic. Practic nu am făcut foarte multe modificări. După cum puteți observa, am ceva resurse aici. Nivelul meu de colectare următor este cu productivitate de doar 20% și nici măcar nu mai pot pune decorațiuni, întrucât nu am nivel de fericire pentru acești locuitori, practic, pentru că am pus maximul care am putut. Practic ar mai trebui un arc de triumf și ar mai merge ceva. După cum am zis, am așteptat să culeg ceva și să fiu pregătit pentru unități de producție. Acum sunt pe albastru, cum am ales, și după cum puteți observa, am 305% fără să activez niciun bonus, nicio poțiune de niciun fel. Singurul lucru care l-am activ sunt acele clădiri bonus plus niște clădiri din orașul principal. Dăm aici, după cum vedeți, închidem acesta. Sunt doar clădirile astea care le-am temporare, le prind și un pic pe următoarea săptămână din incursiunile cuantice, după care urmează să devină invalide pentru acest lucru. Oferă 15% atac și defensivă pentru albastru. Sunt temporare. Nu vă uitați la orașul meu care arată dezastru. Și acum voi folosi și un bonus de acesta de 30 de minute pentru albastru. Și veți vedea cât de puține pierderi voi avea. Practic avem 98.000 de puncte ceasuri cuantice, acțiuni. Aici are 80%. Și eu am 405 bonus. Dăm pe bătălie automate și pierderile sunt aproape de zero. Deci acest lucru nu e neapărat să activați acel bonus. În momentul în care oricât de 1 sau 2 puncte de aici, eu le schimb și le las pe repaus pentru a nu fi riscul de a le pierde. Și în felul acesta eu fac bătăliile. Dar puteam și cu acel 300%, după cum ați văzut, cu acele mici clădiri care le-am construit, puteam să construiesc mult mai multe dacă lăsam pe ultima zi. Dar există acel risc în care, practic, uitați, vedeți, mai sunt 2 zile, 3 practic, aproape. Dar există riscul să nimerești mai multe noduri pe partea care nu ai bonusul. Și în acel moment este șansa să stai pe tușă, cum s-ar zice. Și nu fac acest lucru, de aceea activez tot ce pot și fac cam cu 2 sau 3 zile înainte de nu fac în ultima zi. E plus că nu ai timp să se încarce. Deci am pierdut, nu știu ce mama mă se-am făcut, mă gândeam la ceva. Și am pierdut bătălia. Sunt un pic și obosit, că e un pic târziu și am fost la... Am avut niște treabă și sunt un pic obosit. Am venit în grabă pentru că am primit mesaj de la colegi că am intrat pe albastru și de dimineață m-am închinuit să găsesc un nod albastru să fac acest clip. Dar nu am reușit. După cum v-am spus, ați văzut, nivelul de fericire este foarte scăzut și practic în acest moment... colectarea propriu-zisă este undeva la, cred că 40.000 de puncte de fiecare. Nu, mai puțin dacă nu mă înșel, ceva de genul. Deci, practic, dar acum, în orice eventualitate, mai am destule resurse să produc unități baliste. Eu doar cu baliste dau, de când am observat acest lucru și am discutat cu niște colegi cu experiență mai mare, au spus că balistele sunt unele dintre cele mai eficiente. Acum, dacă alți jucători joacă pe bătălii manual și au alte formalități, vă rog, distribuiți în comentarii dacă sunteți dispuși să oferiți informațiile secrete, să zic așa. Vă mulțumim cu siguranță dacă veți face acest lucru. Dacă nu, este la alegerea voastră. După cum ați văzut, am terminat. Acum vom colecta 100 de monezi cristale cuantice. Am ajuns la 500.
Și cel mai probabil, dacă avem puțin noroc, mâine dimineață, dacă prind iar un nod pe albastru, voi lua și pachetul Neocolos, dar și acesta. Și dacă în cele două zile rămase prind aceste noduri, avem foarte destui colegi, avem care au bonus pe roșu și se trece destul de repede. Chiar dacă unitățile de aici au deja bonusuri de 50-80%, se urcă în sus, acesta fiind boss-ul a avut mai mult. Dar aceste noduri au un pic mai puțin decât acestea, după cum știți. Și din acest motiv sper să reușesc eu să colectez și celelalte două, deci să ajung din nou la undeva la 700 de cristale cuantice. După cum am spus de în primele clipuri, sper și mă aștept undeva la aceste rezultate din urma acestui runde de incursiune, pentru că practic data viitoare voi avea doar în partea de început acel bonus din orașul principal. Nu voi mai avea cum ar veni în ultimele zile ale orașului, când am armată, am unități și pot da lupte nelimitat, să zic așa. Deci în prima parte doar voi folosi unitățile care sunt și acest lucru va aduce punctajul care mi-l aduce. Haideți să facem și colectarea, văd că este finalizată, 216.000 monezi cuantice. Ok. După cum v-am spus, undeva la 30.000. Deci, mai puțin de 30.000 chiar monezi cuantice. N-am făcut clădiri, modificări, chestii, șustii. Nu mai pot pune alte clădiri, nu mai stau să fac alte combinații. Aș putea, de fapt, stau bine și mă gândesc, avem... Putem face în felul următor. Mai sunt două zile, deci există posibilitatea să mai facem niște modificări. Și de ce să nu le facem? Până la urmă, că nu ne costă mai nimic. Punem un arc de triumf, mâine dimineața este finalizat. Vom colecta din nou unitățile, după cum ați văzut. Nu am avut pierdere decât de când, în acea neatenție, clipă de neatenție, am pierdut acele unități, pentru că, v-am spus, de la oboseală, de astea, de la una alta se mai întâmplă, e un joc de la mama lui. Dar, per total, după cum v-am spus, cam asta este vorba. Să faceți expedițiile gildei, toate nivelele pentru acea clădire care ține 28 de zile. Eu am în partea de sus. Cel mai interesant lucru este faptul că văd că s-a blocat. Da, îi dăm un refresh. Ideea este, după cum am spus... După cum vedeți, templul uitat este activ 28 de zile și vă dă 50% și pe roșu și pe albastru. Eu urmează cât de curând să finalizez și templul șoist de la așezările japoneze, cultura japoneză sau ce e aia, nici nu mai știu. Și voi primi și de acolo bonus pe albastru, cel mai probabil. Da, să vedem direct. Trebuie să colectăm și pe aici. Ok, acum primesc acesta, dar urmează să fac nivelul final, care este de 9 și primesc 40% pe atac și 20% pe defensivă. Este un bonus destul de bun, zic eu, care merită făcut. Și după aia voi urma să fac tot pe albastru următoarea clădire, pentru că nu m-am ocupat de aceste ținuturi. După cum vedeți, mă ocup așa cum îmi trece pe minte, nu mă chinui să fac acele cufere speciale, deci nu mă stresez foarte mult, e o opțiune, pe mine mă interesează recompensa finală, practic, de aici, să iau ultimul ăsta și după aia trec la următorul, deci nu îmi pas acele cufere care îți mai oferă niște chestii, puncte. Eu pe astea le trec cu vederea, nu am experiență în așa ceva. Mi-au spus cineva, câțiva colegi, să fac, dacă știu și în această așezare, să explic. Dar nu am experiența necesară și nu știu dacă pot să fac acest lucru. Deci
Da, consider cu adevărat că oricine dorește și vrea poate să facă fie pe donații, după cum vedeți, sunt destule locații de donat, este și aici, puteți dona ceasuri cuantice, cei care n-ați construit orașul și chiar n-ați avut timp când apar aceste noduri, dar în final eu consider că discuția și colaborarea dintre colegii ghildei este unul factor extrem de important, întrucât se poate foarte bine organiza pe fiecare latură. Pentru cei care pot să facă orașul și care poate să dea atac, să se diversifice pentru albastru sau roșu, pentru cei care donează și pentru cei care au sau nu timp, cu siguranță. După cum vedeți, la noi în ghildă se fac sutele de puncte, deci nu suntem pe primul loc, lumea știe lucrul ăsta, că nu batem pentru primul loc, că nu e, sunt alții mult mai bine organizat, mult mai interesat pentru locul 1 și au o experiență oarecare și de joc și de colaborare, ca aia am spus. Vreau să zic și sper că ați înțeles, este vorba doar despre organizarea fiecăruia din ghildă, să-i se ofere o funcție și să se respecte acest lucru. Poți sau nu, nu e o problemă, pentru că v-am spus de la început, este nevoie foarte multe de oameni care să doneze aceste provizii și monezi cuantice, ceasuri cuantice și așa mai departe, inclusiv la bunuri. Este foarte costisitor pentru cineva care face armată pentru lupte să doneze bunuri sau să doneze soldați. Deci vă recomand să urmăriți videourile tutoriale și sper din tot sufletul să vă ajute pe cât mai mulți și să aveți parte de aceste recompense care sunt, eu zic că merită pe deplin, după cum puteți observa, oferă niște bonusuri foarte bune. Și cred că merită. Eu închei această serie de video tutoriale și explicații pentru incursiunile cuantice. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru că ați avut răbdarea să mă urmăriți. Doresc să vă îndrum pentru a-mi aprecia munca, dacă v-a fost de folos, să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele clipuri video și aștept părerile voastre în comentarii. Eu vă doresc spor la joc și multă sănătate!